Iată primul 11 al lui Mirel Rădoi cu Ionuț Radu în poartă. Apoi o linie de fund cu Boboc în dreapta și Ștefan în stânga, Rus și Ghiță, fundașii centrali, Moruțan, Nedelcu și Dragomir, iată surpriză la mijlocul terenului titular. Lucru la Monaco a jucat Tielemans. Tielemans este cel mai mare produs al fotbalului belgian la nivel de tineret, adică el e golgeterul echipei și golgeterul Belgiei în acest moment. Un jucător greșește portarul, însă iată belgienii scapă. Moruțan recuperează, Vlad Dragomir. Moruțan, el este creierul de la mijlocul terenului, el trebuie să ordoneze jocul, în opinia lui Mirel Rădoi în această seară. Și am văzut pasa de mai devreme, a fost într-adevăr excelentă. Trece Moruțan, din nou Ștefan a țâșnit pe banda stângă, însă mingea se duce la Dragomir. Abia acum Ștefan, rămas în poziție foarte avansată. Din nou să-l surprinde pe portarul belgian, care nu cred că trăiește momente foarte sigure în acest moment. A avut câteva ezitări, iată câteva șuturi la poarta lui. Recuperează impecabil. Foarte bine Dragomir pentru Drăguș. Era și încă o dată mingea. Acum a combinat cu Dragomir. Șutul lui Dragomir. Peste. În plus, un pic în plus, prea în plus și până la urmă nu a mai fost atât de periculos. Drăguș încearcă să recupereze. Denisman pentru același Adrian Petre. Adrian Petre centrează mingea, depășește careul, dar recuperează Vlad Dragomir. Nu e chiar bine, n-am avut om acolo, ar fi fost mult mai bine. Dragomir a întors acum pentru Drăgu. Dragomir pasează foarte bine pentru urcarea lui Ștefan. A fost offside. Bacchio, minge lăsată în spate și iată posibilitatea de contră pentru noi. Moruțan pentru... Până la Moruțan, Dragomir. O pasă Dragomir pentru Adrian. Avem un sfert de oră din prima repriză. Am văzut și lucruri bune la naționala noastră. O pasă lui Denis Man pentru urcarea lui Dragomir, însă Pușca și-a dat 7, însă nu a jucat în toate meciurile. Slab și un șut de la distanță și la distanță de poartă a lui dat și a dat gol. Am pomenit deja de câteva ori de terenul umezit de acești strop de ploaie care le pot cădea mult mai ușor. Ștefan în bandă, lipit de tușă, centrarea lui Ștefan nu era deloc. Puține șanse însă pentru Adrian Petre. Dragomir preferă o pasă în spate. Poziționare bună a lui Fes. Și acum Dragomir. Mingea ajunge la Vlad Dragomir, care schimbă partea pentru Moruțan. Olimpiu Moruțan din această primă repriză, sau poate vom vedea și un minut de prelungire, de ce nu? Dragomir a intrat în careu și acum o minge pentru Mane, 11 metri pentru România, iată, vom mai vedea și e bine. Da, belgenii au trimis în teren și obține. Ștefan minge pentru Vlad Dragomir, a protejat bine Dragomir. Acum Petre încearcă recuperarea, însă combină cei doi jucători de la FCSB. Acum mingea pentru Dragomir, Denisman le liberează în banda pentru Drăguș, care de la intrarea lui Florinel Coman joacă poziție de număr 9, vârf împins. Dragomir strecoară mingea pentru Drăguș, iată un portar la echipa națională tineret. E adevărat, din păcate pentru ei în acest moment prinde puține minute Andrei Radu, prima echipă ce pasă lui Rus pentru Moruțan. Vede bine jocul Moruțan. Acum Vlad Dragomir cu o pasă pentru urcarea lui Drăguț. Obligat acolo să scoată mingea în afara terenului de joc, Jur Schreivers.